piacere până în alta, până al orașului. Știu că toți la, deci majoritatea echipelor le-au plăcut questionul, au zis că nu s-au așteptat la, la așa o imaginație și complexitate. Alții chiar au venit și cu unele obiectivuri, pentru că deci recunoaștem că la unele questionul au venit câteva lacune și noi așteptăm critica ca pe viitor, pentru că este va fi și anul viitor, să facem cât mai bine. Știu că cea mai complicată probă pentru ei a fost codul lor prin intermitențele de lumini și, desigur, cele trei bucăți de cărți care trebuiau să fie anume suprapuse. Cărțile nu erau foarte clare, deci trebuiau, la, deci trebuiau să realizeze de fapt fața orașului Sâșeni din trei bucăți mari și una mică, și ca să se leagă una să meargă mai departe. De asemenea, le-a fost foarte greu să, să alegă cu Sâșeni, au fost distorsiți de o oboseală, dar ne bucurăm că au ajuns până la urmă, au participat. Și de ce nu am vrea să luăm și ceva experiență din orașele mai mari, să vedem cum va fi, ca să putem să luăm idei pentru a avea și mai multe echipe în joc și pentru a-i monitoriza cu mult mai eficient sisteme de IT. Deci noi la moment o să ne gândim, o să punem toate mințele la bătaie și o să aveți o ană mai multe. Avem un an, da. Vreau să ne povestești câte ceva despre evenimentul care se desfășoară acum sau care urmează să înceapă câteva clipe. Da, noi am hotărât să comasăm la sfârșit de vară două evenimente, City Quest și Movie Night. Movie Night deja este o practică la noi pentru vară, tinerii o așteaptă cu multă pasiune și am hotărât ca și acum la sfârșit de vară să organizăm ultimul Movie Night estival. Deci vom privi un film în aer liber, un film de acțiune, fantasy, dar totodată am încercat ca să adunăm mai multă lume și să fie mult mai interesat premierea pentru City Quest, o facem înainte de vizionarea filmului, să le oferim premiile pe care le-am promis și ca să fie frumos cu un film în aer liber, cu tot tineretul Sâșenului aici, întâmpinând o nouă doamnă, un nou an școlar sau un universitar. Câte filme ați mai rulat la cursul Răverii? De două ori, dacă nu mă greșesc, anul trecut Movie Night era de o amploare mai mare, întrucât timpul ne permitea. Anul ăsta am avut ceva probleme meteorologice, să zicem așa, deci timpul de vremea de afară nu prea ne-a permis să putem realiza Movie Night așa cum ne-am promis noi, o dată la două săptămâni. Sperăm că vara viitoare ne va fi mult mai mărinimoasă cu noi și vom reuși să ajungem la scopul nostru, de a avea Movie Night o tradiție la două săptămâni. Când mergem timp tineri, strică la distribuție de film? Da, deci la Movie Night tinerii vin, iar mai mult ca la oricare alt eveniment, de ce nu? Pentru că e seară, seară de vară, multă lume, filme interesante, deci da, sunt foarte receptiv în privința asta. Așteptăm cultura nouă și cu nouă proiecte? Da, așteptați, dar până când ele rămân secret, așa că le veți cunoaște în curând. Așa, vreau să ne spui cât de dificile au fost întrebările de la City Quest, cum s-au descurcat echipele și cu ce impresii au rămas? Sarcinile au variat de la quest la quest și echipele s-au descurcat în mod foarte variat. Adică pentru unii a fost foarte ușor, iar altora le-a dat să boteze capul. A fost foarte interesant pentru că le-am pus la bătaie nu doar calitățile fizice, dar și neuroni. Fiecare echipă a avut un set de întrebări care ne le-au oferit și după un pic de timp îi le-am dat unele indicii ca să fie questurile mai ușoare. A fost interesant că am primit un feedback foarte fructuos din partea echipelor, au rămas cu niște impresii foarte plăcute și au zis că o să participe și la anul cu mare plăcere. Ceva din echipe a cedat ultima 100 de metri? A fost o echipă care la mijloc de quest a rămas fără puteri, dar mergeau deja prin oraș fără putere de a mai alerga, că doar ca să termine quest-ul. Aproximativ câți kilometri ați cucerit în oraș, că am înțeles că băieții au alergat. În jur de 16-17 km. Ce au spus după asta? Au spus că merg acasă să se odihnească. Astăzi băieții au arătat în cartă kilometrajul parcurs de ei și chiar au fost foarte mândri că au parcurs această distanță singur, fără să folosească niciun automobil.
mers sau bicicletă. Valentina, ca președintele acestui ONG, vreau să ne spui de unde e inițiativa asta, cum s-a pornit toată ideea asta cu City Quest-ul și cât receptivi sunt cei care an de an vin la voi să participe în acest concurs sau întregere. De fapt, jocul ăsta iarăși e o ediție frumoasă, ilustrată de noi, noi am preluat-o de la generație, am văzut că lumea participă și mai dinamică. Anul ăsta am mers la extreme și vă spun, o declarat deschis că a fost cea mai complicată ediție a City Quest-ului. Sunt foarte mult pentru că s-au găsit 25 curajoși, pentru că eu personal nu aș avea curajul să sunt un asemenea joc. Și așa să zic, că suntem mândri că lumea e dornică de asemenea activități, suntem mândri că de această activitate știe nu doar Strășeni, dar și Chișinău. Suntem mândri că avem tineri care demonstrează zi de zi că sunt ingenioși, că sunt creativi și că nu cedează. Încă o întrebare, am văzut mai mulți băieți decât fete, de ce? Proba fizică, probabil. Sperăm că noi în anul viitor școlar, fetele o să antreneze capacitățile fizice mult mai bine și la anul vom avea mult mai multe fete. Poate vom avea poate și o echipă întreagă de fete. Chiar îmi dorim acest lucru. Ce premii se aleg? Primele trei echipe, pe locul 1, 2 și 3, o să meargă la Baune și cu încă un plic cu niște bani, care de fapt tot o să meargă fetele la Baune. Echipele au fost formate de 15 oameni, dar o să poate să meargă în componența de 6, adică plus 1. Eu am vrut să adaug că anul ăsta premiile au fost foarte generoase și au fost foarte motivante. Vedem cum mulțumim considera în apă și în pot apăra. Într-adevăr au fost, probabil, în comparație cu anii precedenți, anul ăsta eu cred că echipele vor fi mulțumite de premii și face tot posibilul ca la anul să fie și mai și. Vreau să încep mai întâi de toate cu o mică introducere despre jocul de ieri. Vă aduc la cunoștință că ieri s-a petrecut așteptatul joc, a treia ediție, City Quest Strășeni. Și vreau acum să aud echipele că sunt prezente aici, să aud cât de entuziasmate au fost. Da, clar. Câștigă cei mai curajoși, cei mai puternici, cei mai deștepți, așa că vreau să îi aplaudăm pe toate echipele, tant organizator City Quest în ediția a treia. Iar acum vreau să invit toate echipele, echipa Rubik, echipa Boschi, echipa Dragons, echipa Sinners și echipa Marola. În primul rând, așa vreau să aud la general o oarecare impresie despre jocul de ieri. Hai așa, câțiva dintre voi, spuneți-mi. Echipa, spuneți cum vă numiți și echipa. Vreau să spun de ce ne numim Rubik. Rubik deoarece îl putem rezolva. Doi, pentru că nepotul meu participă la Moldova Are Talent și vă rog frumos să ne votați. De asta suntem pe primul loc aici și să fim și acolo pe primul loc. Vă mulțumesc. Referitor la concurs, mi-a plăcut foarte mult organizarea, comparativ cu anul trecut a fost foarte bine organizat, bravo. Vreau ca la anul să fie tot așa sau mai bine. Mi-a plăcut de fiecare dată agenții au fost la locul lor, adică nu am fost nevoie ca să alergăm, nu știu unde să-i căutăm în plus, adică mi-a plăcut echipa cu care am alergat după la puncte și mi-a plăcut că am fost primii întotdeauna pe listă. Aplauze pentru echipa Rubik. Ultima sarcină a fost cea mai complicată pentru noi. Am pierdut ordinea hărților și oarecum am avut nevoie de un indiciu. Și am așteptat o jumătate de oră.
Îmi spuneți și voi impresiile așa rapid. Mersi. Eventul a fost foarte interesant, dar a fost cam de la început greu, cum am tot găsit sticla dată și am fost ultimele evenimente foarte grele, fiindcă am fost epuizați, obosiți și nu prea gândit mental. Dar la început am văzut că suntem pe locul 2 și am luat o fugă și am ajuns pe locul 2 în final și am câștigat. Vă mulțumim pentru evenimentul dat. Stați, voi sunteți echipa Dragons. Dragons. Ne-am simțit foarte bine la concurs. Vă mulțumim pentru organizare. Cred că o să participăm și anul viitor. Felicitări! Scopul nostru a fost să ne depășim condiția, că ne vedeți în față, nu prea arătăm ca băieții ăștia frumoși așa și înalți. Uitați-o la Virgil, capitanul nostru și alții. Scopul a fost asta, să ne depășim condiția. Am reușit, după câte am aflat, am finalizat locul 3. Asta e bine. Nu ne-a ajutat nici intelectul. Nu ne-a prea ajutat nici asta, dar mizăm pe experiență, că a fost prima participare a noastră și poate la anul o să reușim, poate o să mai schimbe un pic lucrurile și Sfânta Treimea să ne ajute să câștigăm. Pare și cred că cu toții sunt curioși să afle și rezultatele, dar mai mult decât atât să afle cu ce se vor alege. Dar o să vă spun asta în dependență de locurile pe care le-ați luat. Deci, începem. Echipa care a luat locul 3 este echipa Sinners. Cu un voucher la bowling. Un voucher valabil pentru 6 persoane. Aplauze! Bravo! Boschi. Sumă în valoare de 450 de lei și de asemenea un voucher la bowling pentru 6 persoane. Aplauze încă o dată. Susținătorii. În fine, echipă, pentru că uneori aveam impresia că nu o să ajungem noi la locațiile necesare din cauza că ei rezolvau totul prea ușor și repede. Felicitările noastre, vă alegeți cu o sumă de 500 de lei și de asemenea un voucher la bowling pentru 6 persoane. Vă mulțumim că ați am făcut tot. Ты что творишь? Через час тут будут камеры. Мы должны быть друзьями.